Urmărim chiar acum imagini în direct din Republica Senegal. Șeful statului Klaus Iohannis tocmai a fost întâmpinat în urmă cu scurt timp la Palatul Prezidențial. Vă reamintesc că aceasta este a treia și ultima zi a vizitei în Senegal. Președintele a fost întâmpinat de șeful statului Republicii Senegal, care a revenit ieri de la Berlin, acolo unde a participat la o conferință dedicată Africii, conferință la care a participat și cancelarul german Olaf Scholz. În aceste momente este intonat imnul României. Foarte important de precizat, astăzi la ora 18, președintele Klaus Iohannis va asista la inaugurarea Casei Națiunilor Unite din Senegal împreună cu președintele Republicii Senegal, Macky Sall, iar în această seară la ora 21 șeful statului va participa și la un vernisaj care va fi dedicat măștilor tradiționale africane și măștilor tradiționale românești. E vernisaj organizat de altfel, după cum punctează și administrația prezidențială, în cooperare cu Muzeul Țăranului Român. Klaus Iohannis se va întâlni și cu senegalezi care de altfel au studiat în România. Va vizita și Muzeul Civilizațiilor Negre din Dakar și vă reamintesc, se va încheia turneul oficial al lui Klaus Iohannis, un turneu de 10 zile. Poate cele mai inedite momente din timpul acestui turneu au fost întâmpinările tradiționale. Ne amintim săptămâna trecută șeful statului împreună cu prima doamnă, cu Carmen Iohannis, au fost întâmpinați în Tanzania, în Zanzibar, cu un dans tribal, iar la câteva zile după am văzut tineri locuitori din regiune care au alergat înspre Oceanul Indian și s-au aruncat în apă cu portretele șefului statului și primei doamne Carmen Iohannis, după cum preciza inclusiv șeful statului. Scopul acestui turneu a fost acela de a intensifica cooperarea româno-africană.